Salutare lume prodigioasă și bine ați venit la un nou video. Astăzi ne vom uita la jocul Viticultura, un joc proaspăt localizat de cei de la Regatul Jocurilor. Astăzi ne vom uita la jocul de bază, fiindcă într-un alt video ulterior ne vom uita și la extensia Toscana și ea proaspăt localizată de cei de la Regatul Jocurilor. În Viticultura, ce faceți? Conduceți o cramă, veți planta struguri, veți recolta, veți transforma în vin și apoi vinul îl veți da pentru a livra la diferite comenzi, pentru a primi puncte și diferit venit. Veți avea vizitatori care o să-i primiți la crama voastră, care o să vă dea diferite abilități și multe altele o să vedem imediat când mergem la masă despre ce este vorba. Jocul este pentru 1-6 jucători, are o vârstă recomandată și un grad de dificultate de 14+, și are o durată de joc undeva la 45 de minute, 90 de minute, cam în acel interval. Cam atâta general despre Viticultura. Haideți să mergem la masă, să vedem despre ce este vorba și apoi ne întoarcem aici cu niște concluzii și cu un giveaway. Haideți să începem cu setup-ul jocului. Ce veți face? Veți lua planșa principală, o veți pune în mijlocul mesei, bineînțeles să fie accesibilă de către toți jucătorii de la masă, apoi veți lua teancul cu cărți care au spatele acesta verde, le amestecați și le puneți pe spațiul destinat lor. Apoi luați același pachet galben, mov și albastru și faceți același lucru. Apoi ce veți face? Veți lua aceste jetoane cu bănuți de 1 liră, 2 lire, cele galbene sunt de 5 lire și aceste jetoane transparente, care să vedeți imediat ce să facem cu ele, și le puneți într-un astfel de suport, dacă vreți, care vine în joc. Le puneți iarăși accesibil de către toată lumea. Sunt două astfel de suporturi, deci dacă vreți puteți să împărțiți jumate din fiecare ca să le puneți pe ambele părți ale mesei, dacă poate jucați în 6 sau 4 sau 5 jucători. Bun, apoi, după ce ați făcut lucrul acesta, ce mai puteți face este să puneți acest jeton de muncitor neutru exact aici pe spațiul lui. Și practic ați făcut acum, să spunem, setup-ul sau pregătirea jocului central. Apoi fiecare jucător va primi următorul lucru, va primi o planșă a sa cu toate informațiile de aici, o să intrăm bineînțeles în detaliu când vedem cum se joacă jocul. Apoi fiecare jucător va primi un pungn de diferite piese din lemn care sunt muncitori și diferite clădiri. Respectiv și acest cocoș, care să vedeți imediat la ce îl folosiți. Mai primiți jetonul acesta rotund, care îl veți pune, fiecare jucător îl pune pe spațiul de start, și fiecare jucător mai primește o astfel de sticluță, tot în acel punct de chestii din lemn, și îl va pune aici în mijlocul acestui ceas, să spunem așa, sau acestui cerc de venit. Deci practic nu este pe niciun număr, ci începem cu 0, cum ar veni în centru. Apoi fiecare jucător va primi câte un astfel de câmp, o carte câmp, unul de valoare 5, unul de valoare 6 și unul de valoare 7, care îl va pune exact la fel aici la el pe planșă. Aici primul este de 5, următorul de 6 și următorul de 7. Le vom pune aici așa. O să vedem imediat ce este cu ele. Eu l-am pus acum ca să vedeți exact unde se plasează. O să tot aduc planșa când o să explicăm, să vedeți exact ce și cum. Apoi, ce veți face? Se va alege aleatoriu cine este primul jucător. Și practic cine este primul jucător? Ei zic în regulament că puteți să luați toți cocoșii în mână, aruncați și vedeți care vă scapă sau dați drumul la unul din mână și acela este primul jucător. Sau puteți cu un zar sau într-un alt mod aleatoriu să decideți primul jucător. După ce ați făcut asta, acel jucător va primi acest struguresc. Haideți să spunem că eu am fost desemnat primul jucător, deci pun strugurile aici în apropierea planșei mele de joc. După ce am făcut asta, se vor lua aceste două cărți cu mame și tați, două pachete de cărți, pardon, se vor amesteca, da? Și apoi fiecare jucător va primi două cărți tată și două cărți mamă. Se va uita la ele și va alege două din ele pentru a fi elementele care le primește de la începutul jocului, da? Deci, practic, aici, dacă ne uităm, mamele aduc toate doi muncitori mici, care sunt aceștia. Da? Și apoi fiecare jucător, în funcție de mama care o ia, o să tragă un anumit număr de cărți. De exemplu, dacă aș lua pe mama Fallon, aș lua o carte mov
și două cărți albastre. O să vedem imediat ce cu cărțile alea. Sau aici aș trage una verde și două albastre. Bun, deci veți alege una din mame și veți lua cei doi omuleți și veți trage cărțile care sunt reprezentate acolo. Apoi veți alege aici din tații care aveți la dispoziție. De exemplu, aici fiecare, în cazul acesta, ambii tați vă dă același lucru ca și sumă de bani. O să primiți o sumă de bani de la tați care luați de acolo și un grande worker care este cel omulețul mai mare față de cei mici. O să vedem imediat care este beneficiul său. Și apoi aveți o decizie de a primi încă 3 bani sau a primi un punct. Deci dacă alegeți punctul, o să faceți deja un pas aici. Sau dacă mergeți aici, dacă luați, zicem, pe Ștefan, practic primiți 4 bani și un grande worker și veți putea să vă construiți gratis, acum direct, clădirea, dacă aș găsi eu, aceasta. Și o veți pune direct aici la voi pe planșă unde este locul. Sau dacă nu vreți să faceți clădirea, că credeți că nu vă interesează pe parcursul jocului, puteți lua extra 2 bani pe lângă cei 4. Deci după ce ați ales o mamă și un tată, practic vă luați resursele care sunt reprezentate pe fiecare din ei și apoi cărțile astea puteți să le puneți înapoi în cutie, fiindcă ele sunt folosite numai pentru pregătirea jocului. Bun. Deci după ce am pus planșa principală, am pus toate cărțile, resursele necesare, fiecare jucător și-a luat planșa, și-a luat câmpurile, și-a ales o mamă și un tată care îi dă resursele de star și clădirile și banii și așa mai departe, și omuleții, jocul este gata să înceapă. Acum haideți să vedem cum se joacă jocul. Înainte să intrăm în fiecare acțiune, având în vedere că este un joc de plasare de muncitori, o să trecem încet prin toate zonele unde puteți să vă plasați muncitorii și să faceți anumite acțiuni. O să intrăm, bineînțeles, în detaliu, în planșă, să vedem, să înțelegem. Dar cum o să fac? O să explic o acțiune și atunci o să explic toate implicațiile care le are și toate elementele care sunt folosite în acea acțiune. Ce mai vreau să zic înainte de asta însă sunt două lucruri. O tură de joc este reprezentată sau reprezintă un an întreg. De ce este important acest lucru? Fiindcă acolo, vedeți, vă este descris exact ce puteți face primăvara, ce puteți face vara, ce toamna, ce iarna și după aceea ce faceți la sfârșitul de an. Deci trebuie să treceți prin acei pași. De ce? Faptul interesant este, dacă vă uitați, că asta am vrut să discut puțin, să vă familiarizați cu planșa, observați că există zone cu albastru, aici în dreapta, și zone cu galben de a plasa muncitori în stânga. Asta ce înseamnă? O să vedeți că în primăvară, foarte pe scurt, după intrăm în detaliu la fiecare anotimp, primăvara veți decide când vreți să vă treziți. Vara veți putea face oricâte acțiuni din zona de vară, deci din cele galbene. Toamna veți invita, respectiv veți trage cărți vizitatori, o să discutăm despre asta, și iarna veți putea face acțiuni de iarnă. Foarte important, dacă sunteți în anotimpul iarna, nu veți putea face acțiuni de primăvară, deci nu veți putea plasa muncitorii aici, decât în zona de iarnă. La fel și invers. Dacă sunteți în vară, puteți să plasați doar în vară, nu puteți să plasați muncitori în zona de iarnă. Ce este însă foarte important este că muncitorii care îi aveți, la început ați văzut, o să primiți un grande worker și 2 muncitori. În principiu, mai sunt, cred că, și cărți de tată care vă dau un muncitor în plus, în loc de bani și așa mai departe. Deci ăștia sunt omuleții cu care plecați. Bineînțeles, o să vedeți că mai puteți angaja pe parcurs. Dar omuleții care aveți la începutul anului vor fi cei care puteți să-i plasați pe tot parcursul anului. Asta ce înseamnă? Dacă veți plasa 3 muncitori pe acțiunile de vară, iarna, și dacă vreți să faceți acțiuni, nu veți mai avea muncitori, fiindcă muncitorii se vor strânge abia la sfârșitul anului. Deci trebuie foarte bine să vă gândiți câți muncitori veți pune vara sau ce acțiuni vreți să faceți tot anul, ca să știți, ok, câți muncitori sau ce acțiuni fac vara și apoi câți oameni îmi trebuie ca să fac acțiunea iarna. Fiindcă nu o să primiți oamenii care îi plasați vara înapoi pentru iarnă, ci abia după ce se termină tot anul. Bun. Deci asta este un aspect care am vrut să îl menționez ca să ne familiarizăm puțin și care este ideea cu anul și oamenii când puteți să-i plasați. Deci practic aveți un număr de oameni care puteți să-i plasați pe tot parcursul anului. Deci nu primiți vara oamenii înapoi ca să-i plasați iarna. Deci trebuie să vă descurcați cu câți oameni aveți. Și după aceea mai un aspect este cum se declanșează sfârșitul jocului și cum se câștigă. Practic toată lumea pleacă de la start și jocul sau sfârșitul jocului se declanșează în momentul când cineva a ajuns la 20 de puncte și ajunge aici la end. O să vedeți cum se fac puncte pe parcursul jocului. În momentul când cineva pe parcursul unui an ajunge la 20,
În acel moment se declanșează sfârșitul jocului și asta înseamnă că se va juca în continuare până când se termină acel an, adică se fac acțiunile de iarnă și apoi toate acțiunile de sfârșit de an. Și atunci cine are cele mai multe puncte câștigă, fiindcă dacă cineva ajunge la 20, bineînțeles, el poate mai are acțiuni și va mai strânge puncte. Deci o să puteți să strângeți mai mult de 20 de puncte. Și atunci, la sfârșitul jocului, cine, după ce se termină anul în care a fost declanșat sfârșitul jocului, cine are cele mai multe puncte câștigă. Deci se poate să declanșați voi sfârșitul jocului și alt jucător să câștige jocul. Bun, acum, că am lămurit aspectele astea, haideți să intrăm puțin în fiecare anotimp și să vedem exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. Bun, acum, există un prim jucător. Primul jucător va fi pasat la fiecare sfârșit de rundă, dar, sau sfârșit de an, dar o să vedem imediat asta. Important este jucătorul care are acest strugur în mână, va face primul acțiunea de primăvară. Și acțiunea de primăvară care este? Este să decizi când vrei să te trezești. Da? Și de ce este important când vrei să te trezești? Fiindcă, ca și primul jucător, doar vei fi primul care va plasa cocoșul pe una din cele 7 linii disponibile pentru trezire. Foarte important, dacă un jucător a plasat pe 4, alt jucător nu mai poate să placeze pe 4. Deci dacă eu, ca primul jucător, vreau neapărat să fiu primul, sau nu vreau să merg pe 4, să spunem, nu mai are următorii jucători care o să placeze după mine cocoșul, nu vor mai putea pune pe 4. Deci pe fiecare linie poate să fie un singur cocoș. Și de ce este relevantă această, acest tabel pe care plasați cocoșii primăvara, este vă spune care se trezesc primii și care pe parcursul anului, la fiecare anotimp care mai rămâne, va fi primul jucător care face acțiunea. De ce? Sau respectiv va stabili ordinea. Dacă, cu cât sunteți mai sus cu cocoșul, cu atâta veți fi mai devreme în turele din vară, toamnă și iarnă. De exemplu, dacă eu pun pe 4 și cineva pune pe 3 și alt jucător pune pe 6, atunci, când trecem la următorul anotimp, primul jucător va fi cel mai de sus, 3-ul, apoi eu voi fi următorul jucător care va plasa muncitorii vara și după aia următorul jucător care s-a pus pe 6 va fi următorul. Deci, practic, eu sunt primul jucător, am plasat cocoșul primul, dar după aia tot restul anului pot să fiu ultimul jucător dacă am plasat, de exemplu, cocoșul pe 7. Da? Deci foarte important ăsta. Primul jucător este doar relevant pentru ordinea de plasare de cocoș. Apoi, tot restul anului se merge în ordinea de sus în jos a cocoșilor plasați de către diversi jucători. Foarte important aici, observați, lângă numere sunt diferite beneficii. Da? Cu cât te trezești mai târziu, cu atât beneficiul este mai bun, dar vei fi mai la urmă, la rând, în diferiții ani și o să vedeți în diferitele anotimpuri. Și de ce este important acest lucru? Că o să vedeți, în funcție de numărul de jucători, nu o să aveți toate spațiile libere. Deci, de exemplu, dacă jucați în 2 jucători, veți avea un singur spațiu pe care puteți să vă poziționați pentru a face o acțiune. Asta înseamnă, dacă sunteți primul, vă puneți aici, de exemplu, să faceți acțiunea de la casa aceasta. Următorul jucător anul ăsta nu mai poate să se plaseze aici, fiindcă singurul spațiu care se folosește în 2 jucători este ocupat. Există o variantă cu grande worker, o să discutăm despre asta, totuși să facă acțiunea, dar de aceea te interesează să fii primul ca să prinzi spațiile. Sau dacă joci în 3 sau 4 jucători, primești chiar niște beneficii, dar o să discutăm despre asta. Deci, practic, asta vreți. Vreți, practic, să decideți dacă vreți să fiți mai rapizi, mai devreme în diferitele anotimpuri sau vreți să aveți un beneficiu mai bun. Și, practic, ca să trecem puțin prin beneficii, dacă vă puneți pe 2, trageți o carte verde, care sunt strugurii. Dacă vă puneți pe 3, trageți o carte mov, care sunt comenzile. Dacă vă puneți pe 4, primiți un bănuț, o liră. Dacă vă puneți pe 5, trageți ori un vizitator galben, ori unul albastru. Dacă vă puneți pe 6, primiți un punct, deci practic faceți un pas cu jetonul. Sau dacă vă puneți pe 7, veți primi acest muncitor neutru pe care îl veți avea la dispoziție în acest an. După ce se termina anul, o să-l puneți înapoi, poate să-l ia următorul jucător care sau cine o să pune data viitoare pe 7. Bun, deci practic astea sunt lucrurile care se întâmplă primăvara, plasați în ordinea, începând cu primul jucător, cocoșul, pe zona aceasta pentru a primi beneficii și a se stabili ordinea de joc. Și apoi trecem la anotimpul următor și anume vara. Vara facem toate acțiunile astea cu galben, cum spuneam.
Și se vor face acțiunile în funcție de plasarea cocoșilor de sus în jos. Ce am vrut să spun, toate beneficiile de aici care le veți primi în funcție de unde puneți cocoșul, le veți primi în momentul când plasați cocoșul. Deci în primăvară. Bine, haideți să trecem la vară și să luăm acțiunile pe rând care le aveți aici. Ce veți putea să faceți este să, și acum repet, observați, fiecare acțiune are 3 spații. Dacă jucați în 2 jucători, în 1 sau în 2 jucători, doar un spațiu se poate folosi per acțiune. Dacă jucați în 3-4, 2 spații se folosesc, sau în 5-6, toate 3 spațiile se folosesc. Și dacă vedeți, dacă jucăm în 3-4 sau 5-6, există și un spațiu care dă bonus. Deci iar este important, dacă vrei să iei acel bonus, trebuie să fii primul care se plasează în acea zonă sau pe acea acțiune. Ce este important este că poți să nu faci, să nu beneficiezi de acel bonus dacă nu vrei și să te pui pe oricare din spațiile respective. Dar dacă vrei bonusul, ar trebui să fii în principiu primul care se pune pe acea acțiune, deci de aia iarăși e important unde te afli cu cocoșul. Dar, repet, în funcție de numărul de jucători, vor fi diferite spații deblocate. Da? Bun, acum, haideți să trecem prin acțiuni. Puteți aici să oferiți un tur, da? Adică să plimbați oamenii prin crama voastră și veți primi, scrie aici, 2 bănuți. Deci plasați un muncitor și luați 2 bănuți de la bancă. Dacă jucați în 3, 4, 5, 6 jucători și vă plasați pe spațiul cu bonus, primiți un bănuț în plus. Deci foarte simplu. Apoi, deci acțiunile, să vedeți, nu sunt foarte complicate. Dacă vă puneți în zona aceasta, ce veți face? Vă plasați aici și trageți o carte verde de vin. Haideți să ne uităm puțin la cărțile verzi, să vedeți exact cum arată. Ele practic sunt poze cu vinuri, cu struguri, și trebuie să țineți, să vă uitați la două lucruri importante. Unu, aici în stânga vă spune ce clădire are nevoie ca să puteți să-l plantați. De exemplu, strugurile acestea le trebuie ambele clădiri de aici ca să puteți să-l puneți, să-l plantați. O să discutăm despre plantare când ajungem la acea acțiune. Sau aici vă trebuie doar această clădire ca să puteți să-l plantați, sau există struguri care nu aveți nevoie de nicio clădire pentru a-l planta. Și în același timp trebuie să vă uitați aici jos, fiindcă, de exemplu, acești struguri vă oferă valoare 1 de strugure roșu și valoare 1 de strugure alb. Și o să vedeți imediat unde contează acest lucru. De exemplu, aici valoare 2, valoare 4 pe cele două culori. Bun. Deci, practic, aici asta faceți. Plasați un muncitor să trageți o carte struguri. Dacă jucați mai mulți jucători și o să aveți acces și la bonus, dacă vă plasați pe bonus, trageți 2, adică una plus una bonus. Bun, apoi o altă acțiune care puteți să o faceți aici este să jucați o carte galbenă vizitator. Vizitator, o să vedeți, o să puteți să trageți cărți vizitatori toamna, o să vedem imediat, sau vedeți dacă ați primit cărți vizitatori de la începutul jocului de la mame, sau o să fie și alte cărți de vizitatori care o să facă diferite abilități. Haideți să ne uităm acum și puțin la aceste cărți galbene de vizitator. Deci foarte important, trebuie să fie cărțile galbene de vizitator, că cele albastre se vor juca aici, o să ajungem acolo. Deci noi aici vorbim, dacă plasați un muncitor aici, puteți să jucați o carte vizitator galbenă, care, vedeți, sunt diverse. Pierzi 3 puncte ca să obții 9 bani, sau plătești 6 bani ca să obții 2 puncte, sau tragi o carte cu struguri și plantezi până la un strugure. Deci faci și acțiunea de tras și acțiunea de plantat. Schimbi două cărți de struguri pe câmpurile tale, deci poți să faci acolo, să faci schimbări dacă ai nevoie, sau obții 4 bani, sau recoltezi un câmp. O să ajungi. Deci sunt diferite acțiuni care poți să le faci jucând aceste cărți, primești diferite beneficii, poți să primești și puncte. Deci, practic, sunt destul de puternici, având în vedere, ați observat, cartea aceea îți permitea să faci 2 acțiuni, dar tu ai plasat un singur muncitor. Nu trebuie să plasezi un muncitor și pe tras struguri și pe plantat struguri. Deci, foarte interesant acolo ce este cu aceste cărți de vizitatori. Și dacă jucați în mai mulți jucători și aveți posibilitatea să vă plasați și pe zona de bonus, puteți juca o carte normal și încă o carte bonus. Deci, dacă aveți 2 cărți, nu sunteți obligați, dar în momentul când plasați și vreți să faceți și aveți 2 cărți galbene care vreți să le faceți, puteți să le jucați pe amândouă, nu doar una ca în mod normal. De asta doar dacă este deblocat spațiul bonus. Foarte important, ce am uitat să menționez la început, este nu puteți să plasați
un muncitor undeva și să nu faceți acțiune. De exemplu, nu puteți să plasați aici pe joacă un vizitator galben și voi să nu aveți niciun vizitator galben în mână, doar ca să blocați acel spațiu. Deci trebuie să puteți face acțiunea ca să puteți să plasați un muncitor pe acel spațiu. Bun. Acum, ne-am uitat la astea, haideți să ne uităm la acest spațiu, care pe acest spațiu puteți să vindeți cel puțin un strugure sau să cumpărați sau să vindeți un câmp. Ce înseamnă asta? Uitați aici, dacă ne uităm la câmpurile care le avem noi de valoare 5, 6, 7, au și cât spațiu au, asta o să discutăm imediat, dar în momentul când mergeți aici și vă plasați, puteți ori să vindeți un câmp, și asta ce presupune este să întoarceți acest câmp pe vândut și veți primi această sumă de bani. Da? Deci pur și simplu îl întoarceți. Asta ce înseamnă? Că nu veți putea planta struguri pe acest câmp care are semnul vândut, ci doar pe ceilalți. Iarăși foarte important, nu puteți să vindeți un câmp dacă aveți struguri plantați. Și o să vedeți imediat cum arată cu strugurii plantați. Deci asta puteți să faceți, să vindeți câmpuri sau din câmpurile voastre pentru a primi bani, ca să puteți să-i folosiți pentru alte lucruri. Foarte important, zice aici un câmp. Deci aveți voie să vindeți per acțiune un singur câmp, dar dacă alegeți să nu vindeți un câmp, ci să vindeți cel puțin un strugure, puteți să vindeți struguri. Și strugurii cum se vând? O să vedeți imediat când recoltăm struguri, aici așa în presă, o să plasați valoarea lor aici. Deci, practic, asta înseamnă că aveți un strugure de valoare 2. Dacă vreți să vindeți cu acțiunea despre care am discutat struguri, puteți să aruncați acest strugure și primiți valoarea care este între cele două linii de la acel nivel 1. Deci dacă vindeți un strugure de nivel 1-3 pe orice culoare, primiți un ban. 4-6, 2 bani. Dar puteți să vindeți cât struguri vreți. De exemplu, dacă aveți un strugure aici, aici și aici, puteți să vindeți 3 struguri de toate culorile și să primiți 3 bani. Deci aveți această posibilitate să vindeți struguri pentru a primi bani. Dacă este deblocat bonusul, aici bonusul primiți un punct, deci practic dacă vă puneți acolo, vă mutați un pas cu acest jeton de punctaj. Bun, după aia, o altă acțiune care puteți să o faceți vara este să plantați struguri. Deci practic dacă eu aș fi avut o carte struguri în mână, sau poate chiar mai multe, haideți să punem înapoi câmpurile. Așa. Ce puteți să faceți este să plantați un strugure. Și cum faceți acest lucru? Bineînțeles, cum spuneam, trebuie să verificați înainte dacă aveți clădirea respectivă. Și haideți să ne uităm puțin pe planșă. Vedeți, aici vă zice, acest spalier costă 2 bani. Aici o să vedem imediat când o să discutăm la cum construiți. Dar, practic, vă trebuie această clădire să fie construită aici, ca să puteți să faceți strugurele care le avem noi acum în mână. Ați văzut, sunt struguri care cer asta de irigații sau unii care cer amândouă sau sunt struguri care nu cer nimica. Bun, dacă aveți cerințele necesare pentru a plasa strugurii cum ar veni și aveți aici, de exemplu, toate câmpurile puse, da? Ce veți face? Veți pune un strugur pe care câmp vreți voi. Și o să vedeți imediat de ce e important, fiindcă veți recolta câmpuri și așa mai departe. De exemplu, puteți să punem, să zicem, ok, noi punem aici acest strugur pe câmpul meu de 5. Foarte important, suma maximă a viilor este 5. Deci câmpul mic ține doar 5. Noi la momentul de față avem doar 2. Următorul ține 6 și următorul ține 7. Deci eu dacă aș avea un strugur de 2 construit aici, și într-o tură următoare am strugurile astea, pot să-l construiesc mai departe aici peste acest câmp, fiindcă mai este spațiu. Și pe lângă asta încă mai am spațiu de 2 struguri. Hai să vedem, aici am unul de 2. Deci dacă vreau pot și pe ăsta, dacă mai fac o acțiune de plantează, să-l pun aici. Acum câmpul meu este plin, deci nu mai am voie să plantez aici, ci doar în celelalte câmpuri. Și cum spuneam, dacă vreți să vindeți acest câmp, nu puteți să o faceți dacă aveți struguri pe acel câmp. Doar și nu aveți voie să plantați dacă câmpul este vândut, fiindcă nu e al vostru, deci cum să plantați struguri pe câmpul care nu este al vostru. Bun, asta este cu câmpurile și cu plantatul strugurilor. Și dacă jucați în 3, 4, 5, 6 jucători și aveți și spațiul de bonus desfăcut, puteți să plantați 2 struguri. Nu trebuie să fie pe același câmp, 2 cărți struguri. Puteți să plantați o carte struguri pe un câmp și o carte struguri pe alt câmp, având în vedere că puteți 2. Bun. Apoi ce o să discutăm? O să discutăm despre construiți o structură. Iarăși o puteți face aici. Dacă aveți deblocat bonusul, veți primi un ban. Deci, practic, construiți
cu o reducere de un bănuț. Și acum ce o să facem? O să luăm planșa și o să ne uităm la toate clădirile care le avem la dispoziție și cu ce ne ajută ele. O să vorbim aici câteva cuvinte despre asta. Deci avem aici spalierul și irigație, care practic vă ajută să îndepliniți condițiile pentru a planta struguri pe diferitele câmpuri. Deci practic astea sunt o cerință pentru a construi struguri, pentru a planta struguri. După aia, ce avem aici este un plug. Plugul, și aici vedeți că lângă fiecare clădire vă scrie cât valorează. 2, 3, 2. Aici e un plug. În momentul când veți construi plugul, uitați aici, îl puneți aici lângă și practic el vă dă posibilitatea, observați că există aici un cerc care vă zice că puteți să plasați un muncitor aici. Vedeți, ca și la toate acțiunile, din afară de una care o să discut, nu au loc decât de un singur omuleț pe fiecare spațiu care îl vedeți. De aceea, cum spuneam, dacă jucați în doi jucători și doar un singur spațiu se poate folosi la fiecare acțiune, primul care se pune, ăla poate să facă doar acțiunea, excluzând grande worker-ul despre care o să discutăm. Haideți să vorbim de plug. Ce puteți face este oricând, sau vara sau primăvara, să plasați un muncitor aici și să faceți unul din două chestii. Puteți să dezrădăcinați o viță de vie. Asta ce înseamnă? Dacă aveți pe câmp un strugure și practic nu mai vreți sau poate vreți să-l construiți, să-l plantați pe alt câmp sau așa mai departe, faceți această acțiune de dezrădăcinare sau mai sunt și cărți vizitatori care îți spun să dezrădăcinați și practic luați acest strugure de pe câmp și îl puneți înapoi în mână. Nu puteți să-l plantați imediat, trebuie să faceți iarăși o acțiune de plantare, dar nu-l pierdeți, ci îl luați de pe câmp și îl puneți în mână. Sau ce puteți să faceți este să recoltați un câmp. Și asta ce înseamnă? Haideți să discutăm despre recoltați un câmp și atunci o să vedeți și când ajungem la acțiunea de bază de recoltat câmp. Practic ce o să faceți? Să spunem că avem aici câmpul de, unde? Câmpul de 6, da? Și aveți acești doi struguri puși aici. Practic ce veți face? Veți lua, dacă să spunem, recoltați, vă puneți aici pe plug și zice recoltați un câmp. Atunci o să faceți lucrul acesta recoltând acest câmp. Cum? Luați, faceți suma, deci nu puteți să recoltați toate câmpurile. Dacă ați fi avut și aici struguri și pe 5 struguri, trebuia să alegeți care câmp vreți să recoltați, fiindcă zice un singur câmp. Faceți suma de la cele două, de la strugurii care aveți în acel câmp și puneți aceste jetoane, de exemplu la noi, este suma 2 roșu și 1 alb. Și practic asta vom face. Vom pune acest jeton pe 2 și acest jeton pe 1. Și practic ăștia sunt strugurii care noi am recoltat și i-am pus în presă. Foarte important, dacă cumva aveam deja un jeton pe 2, da? Și eu trebuia să fac 2 struguri, nu puteam să-l pun deasupra, ci trebuia să fac un strugure mai slab. Deci practic eu recoltez 2 struguri, dar o să pun doar la 1. Fiindcă nu am spațiu la 2. Bun. Asta cu recolta. Haideți să mergem mai departe la alte clădiri. Aici ce avem? Avem camera de degustare. Aici e foarte important. În momentul când oferiți un tur, aici așa, și aveți vin în pivniță, o să ajungem imediat și la el, atunci primiți automat un punct. Deci în momentul când ați plasat un muncitor să luați aici, să dați un tur, să luați 2 bănuți și așa mai departe, și aveți vin în pivniță, automat primiți un punct și faceți un pas cu jetonul. Apoi, ce aveți aici? Casă țărănească, o să vedeți toamna, o să puteți la alegere să trageți o carte galbenă sau una albastră. Dacă aveți clădirea asta construită, puteți să trageți două. Trageți una la alegere și încă una la alegere. Dacă aveți moara de vânt, ce puteți să faceți este, de fiecare dată când plantați o viță de vie, primiți un punct. Deci în momentul când jucați plantează, joci un strugure dacă ai spații și ai cerințele și automat, pac, mai faci un punct aici. Deci observați, totul fuge în direcția aia ca să declanșeze sfârșitul jocului, deci declanșează cursa, să-i spunem așa. Bun, am vorbit despre clădirile astea și mai avem aceste două clădiri care costă 4 și 6, pivnița medie și pivnița mare, care practic deblochează spațiile de vin. Fiindcă dacă nu aveți pivnița, deci trebuie să le faceți pe rând, pivnița medie și pivnița mare, dacă nu aveți pivnița medie, nu o să puteți să aveți vin mai valoros de 3. Nu puteți să aveți roze, puteți să aveți spumant decât dacă aveți pivniță mare. Și o să vedem imediat cum influențează. Deci foarte important, ca să puteți să aveți vin de valoare mai mare și o să vedeți că o să ceară valoare mai mare diferite contracte, trebuie neapărat să aveți pivnița medie și apoi pivnița mare pentru valori și mai mari.
Bun. Astea sunt practic clădirile care puteți să le construiți sau structurile care le puteți construi în zona aceasta. După aia, mai există o zonă, observați aici cu un cerc mai mare și alb, care nu aparține exact cum a fost și cel la plug. Este alb, asta înseamnă că puteți să faceți această acțiune atât primăvara, atât vara, cât și iarna. Și ce face aici? Aici puteți să puneți oricâți oameni vreți voi și poate să fie de diferite culori, adică de la diferiți jucători. Pur și simplu mai plasați un om și primiți un ban. Asta este tot. Bun. Astea sunt acțiunile de vară. Acum, haideți să vedem ce facem toamna. Și toamna am menționat deja și zice aici, trage o carte vizitator. Deci puteți alege să trageți o carte galbenă sau o carte albastră și să o luați în mână. Dacă aveți casa țărănească, cum spuneam, o să puteți să luați una la alegere și după aceea încă una la alegere. Asta este tot ce se întâmplă toamna. Și apoi intrăm în iarnă și facem acțiunile de iarnă. Și o să trecem foarte repede și prin acestea. Aici, practic, ce vă spune este să trageți, dacă vă puneți aici, trageți o carte contract și dacă este și bonusul, dacă jucați în mai mulți jucători și este și bonusul activat, puteți să trageți două. Și acum haideți să ne uităm puțin la aceste cărți contract, cum arată ele. Ele vă cer un anumit număr de vin, de valoare de vin, deci de exemplu valoare 3 alb și valoare 7 roze, 2, 2, 5, diferite opțiuni vedeți aici, care vi este cerut. Și jos vă spune ce primiți. Veți primi, dacă îndepliniți acest contract, 5 puncte și 2 venit. Dar o să ajungem imediat când povestim despre rezolva contracte, cum funcționează. Deci, practic, cărți din acestea puteți să trageți. Acum, o altă acțiune care puteți să faceți este identică cu acțiunea de aici, este să jucați o carte vizitator, dar de data asta carte albastră de vizitator și dacă este bonusul deblocat, puteți să jucați două exact ca la galben. Și astea sunt iarăși puțin diferite. Au mai mult de a face cu rezolvat, cu acțiuni care se află iarna, cu rezolvat de contracte pentru a primi puncte, de făcut vinuri. De exemplu, jucătorul din dreapta ta trebuie să aleagă una dintre, pierde un punct, îți dă două cărți sau îți plătește 3 bani sau 4 sau cât scria, sau plătește 3 bani ca să plasezi 1 și 1, adică un strugure de valoare 1 alb și 1 roșu, pe presa ta de zdrobire. Sau onorezi un contract și obții un punct extra. Deci tot felul de astfel de acțiuni. Construiește o structură la costul său obișnuit. Apoi dacă ai cel puțin 6 structuri, obții 2 puncte. Și așa mai departe. Deci iarăși diferiți vizitatori puternici cu efecte puternice, care puteți să jucați 1, o carte sau 2 dacă este bonusul deblocat. După aici avem recoltează câmp. Puteți să recoltați un câmp și cum v-am explicat, faceți suma pe alb și pe roșu care o aveți și plasați jetoanele respective la voi în presă. Deci întotdeauna de pe fiecare câmp veți pune un jeton în presă sau două, în funcție de câte culori de vinuri aveți în acel, pe acel câmp, fiindcă faceți suma din ele. Deci nu, dacă aveți 3 cărți cu câte un de o culoare de struc, nu o să puneți 3 pentru fiecare carte un jeton, ci întotdeauna suma de roșu și suma de alb puneți în presă de pe acel câmp. Bun. Care este bonusul dacă jucați mai mult? Puteți recolta 2 câmpuri. Da? Deci atunci puteți faceți 2 câmpuri, nu doar unul. Apoi aveți zona asta care zice produ până la 2 jetoane de vin. Așa cum o să revenim iarăși aici. Și cum se face acest lucru? Practic dacă ai vin, ai un strugure de valoare 2 și vrei să produci vin, practic muți 2-ul pe valoare 2. Deci strugurile de valoare 2 se transformă într-un vin de valoare 2. Dacă mai aveam unul și pe 3, îl mutam pe 3, fiindcă poți până în 2, ca și acțiune standard. Dacă ai bonusuri, poți până în 3, adică unul în plus. Bun, acum foarte important aici și scrie aici jos. Dacă vreți să faceți roze, trebuie să folosiți o carte albă, un strugure alb de aici și un strugure roșu și suma lor face numărul sau valoarea rozeului. Respectiv la spuman, trebuie să folosiți 2 struguri roșii și unul alb pentru a face spumantul. Dar repet, foarte important, nu uitați, nu puteți să faceți vinuri în zona asta sau în asta până nu aveți pivniță medie pentru zona asta și pivniță mare pentru zona asta. Asta înseamnă dacă cumva aveți un strugure de valoare 4 și voi nu aveți încă pivnița medie, dacă transformați strugurile astea în vin, o să fie de valoare 3, că nu poate să meargă la 4, fiindcă nu există pivnița asta, fiindcă nu ați construit-o. Bun, asta este cu producția vinului. Cum spuneam, dacă jucați în mai mulți jucători, pardon, atunci o să puteți faceți, dacă reușiți să prindeți spațiul bonus, 3 vinuri, nu doar 2. Și foarte important,
un spumant folosește trei struguri, dar este tot considerat că ați făcut un singur vin. La fel și la roze. Deci, practic, puteți face două spumante care, practic, folosesc trei struguri din presa voastră. Patru roșii și doi albi, nu? Bun. Acum, mai avem astea două acțiuni, că despre asta am vorbit, asta puteți să folosiți și iarna. Mai există această acțiune care vă permite să angajați un muncitor. Asta înseamnă în momentul când plasați aici un muncitor, da? Să faceți acțiunea, plătiți 4 bani și mai puneți un muncitor aici. Pe el nu-l aveți imediat la dispoziție, ci abia începând cu tura următoare sau cu anul următor. Dacă aveți deblocat beneficiul, faceți doar cu 3 bănuți, deci aveți un discount de 1. Și acum faceți contractele, dacă aveți și bonusul, primiți un punct în momentul când plasați omulețul și apoi livrați un contract. Deci asta puteți să faceți, să livrați un contract. Și acum haideți să ne uităm cum livrăm un contract. De exemplu, acum zice așa, ne trebuie un vin de 4 și de 3. Dacă aveam un vin de 4 și de 3 aici, vă imaginați că l-avem, ce înseamnă că avem pivnița medie construită. O să aruncăm jetonul, da? O să aruncăm jetonul de pe 3 și jetonul de pe 4, da? Practic am livrat acele două vinuri și practic această comandă a fost îndeplinită, o punem aici în decartate. Deci practic toți vizitatorii care îi jucăm îi punem aici, în toți în spații lui, sau dacă aruncăm struguri, îi punem aici, în decartatele lor. Și acum primim 3 puncte, deci facem 1, 2, 3 pași cu jetonul respectiv, plus în cazul acesta primim un venit. Și un venit nu înseamnă că primim un bănuț, ci ne punem pe spațiul 1. Într-adevăr, aici maximul este 5 și o să vedeți imediat când primim acei bănuți. Bun. Și asta practic au fost acțiunile care puteți să le faceți în anotimpul iarna. Și iarna este ultimul anotimp și practic intrăm la sfârșitul de an. Și ce se întâmplă la sfârșitul de an? Unul la mână, toți strugurii și vinul se maturizează. Asta înseamnă că dacă am un strugure de valoare 1, la sfârșitul anului el se transformă de valoare 2 și va avea valoare 2 în anul următor. La fel și vinul, de dacă aveam la 1, îl mut la sfârșitul de an la 2 și tot așa mai departe. 3 la 4 și așa mai departe. Foarte important, dacă nu aveți pivnița medie și aveți la sfârșitul anului un strugure de 3, care ar trebui să urce la 4 la sfârșitul anului, el nu va urca la 4, fiindcă, tematic, nu aveți pivnița necesară construită. Bun. Așa, după ce ați făcut asta, ce o să faceți? O să vă recuperați toți oamenii, da? Deci luați, omuleții erau pe aici, cine știe pe unde împrăștiați, mai aveați un omuleț aici care, să spunem, a luat alt omuleț și practic strângeți toți oamenii și o să discutăm imediat și despre grande worker. După ce ați strâns oamenii, ce o să faceți? Și toate astea sunt menționate aici ca să nu uitați ce trebuie să faceți. Ce mai veți face este vă uitați câte cărți din toate aceste micuțe aveți în mână. Nu aveți voie să aveți mai mult de 7. Deci suma din toate care le aveți în mână, atât vizitatori, cât și contracte, cât și struguri, nu are voie să depășească 7. Deci acum, la sfârșitul anului, trebuie să aruncați, să decartați cărțile de care nu aveți nevoie ca să rămâneți doar cu 7, dacă aveți mai multe. Ce veți mai face este să vă luați venitul în funcție de unde aveți sticluța. Dacă eu eram aici pe 1, practic, la sfârșitul anului primeam un venit de 1. Și așa mai departe, cum spuneam, maximul este 5. Și un alt lucru care se mai întâmplă, jetonul de prim jucător merge la următorul jucător din stânga, care va fi primul jucător care va plasa cocoșul. Deci nu uitați, în primăvară, da? Începând cu primul jucător, veți plasa cocoșii și veți lua beneficiile unde vă puneți, iar apoi pe tot parcursul anului, se va lua în ordinea cum sunteți pe această scară, să-i spunem așa, începând de sus înspre jos, care ați umplut-o cu cocoși în primăvară. Și acest omuleț care l-a avut, dacă l-a avut cineva în posesie, îl veți lua și îl veți pune înapoi pe zona de 7. Bun. Și după ce ați făcut chestiile astea de sfârșit de an, cum spuneam, începeți un an nou, iarăși vine primăvara, primul jucător plasează cocoși și tot așa mai departe mergeți cu acțiunile pentru fiecare anotimp, exact cum am făcut-o și noi acum. Acum, haideți să vă povestesc puțin despre Grande Worker și care este abilitatea lui. Abilitatea lui este că dacă cumva un spațiu, este să zicem că jucăm în doi jucători, și spunem că un alt jucător a avut jucătorul neutru și a pus aici. Și având în vedere că jucăm în doi jucători, nu mai am spațiul acesta liber.
Dar eu vreau neapărat să trag o carte de struguri, că vreau să plantez una. Atunci intră în joc acest grande worker, care este un element foarte important, care trebuie să vă gândiți foarte bine când îl folosiți. De ce? Fiindcă puteți să-l puneți și dacă nu mai există spațiu gol și să faceți acea acțiune, dar îl aveți o singură dată pe an. După ce l-ați pus, aici va rămâne. Dacă cumva vi frică că nu prindeți o acțiune iarna, poate e mai bine să-l păstrați pentru iarnă. Deci trebuie foarte bine să vă gândiți când credeți că vreți să îl folosiți. El poate să fie folosit și pe un spațiu gol ca și un om normal, deci nu este absolut nicio problemă. Dar are abilitatea să puteți să-l jucați pe o acțiune care are toate spațiile deja ocupate în funcție de numărul de jucători. Deci un element, spun eu, foarte important în joc, să vă gândiți exact strategic când îl folosiți. Și așa treceți an după an și faceți diferitele acțiuni, încercați să completați contracte, să strângeți puncte, jucați diversi vizitatori care să vă ajute, construiți diferite construcții și așa mai departe, până când, cum spuneam, cineva ajunge la 20 de puncte, declanșează sfârșitul jocului, toată lumea joacă în continuare până când ia sfârșit anul. Și acum, ce am vrut să vă spun și ce este foarte important, este că fiecare jucător, practic, plasează un muncitor. Deci, practic, în ordinea cum sunteți plasați pe această scară. Da? Deci, practic, primul jucător din această scară plasează un muncitor. Următorul jucător e la rând, plasează un muncitor, următorul, în ordinea de aici. Dacă unul din jucători zice, pas, eu nu mai vreau să plasez și nu mai vreau să fac nicio acțiune vara, ceilalți jucători continuă. Ei recomandă să mutați cocoșul așa ca să știți, ok, eu am spus pas. Adică jucătorul galben a spus pas în vară. Restul jucătorilor continuă, jucătorii care au zis pas sau jucătorul așteaptă până când ceilalți jucători zic pas vara. După ce toată lumea a zis pas vara, iarăși se începe în ordinea de aici cu acțiunile și s-a făcut toamna, ați tras cărțile, să faceți acțiunile de iarnă. Deci se poate foarte bine ca ultimul jucător care face o acțiune vara să fie cel mai de sus. Și atunci el, imediat luând ordinea de aici, va fi primul care face acțiunea iarnă. Deci asta este toată ideea, practic. O plasare de muncitor sau o acțiune se întâmplă per jucător, după aia tot așa rând pe rând, roată, până când toți jucătorii zic pas în anotimpul vară, după aia trecem la iarnă, toată lumea își trage cartonașele în ordinea de joc de aici, respectiv trecem la iarnă, iarăși toată lumea zice, după aia un jucător zice pas, își pune cocoșul înapoi aici ca să știe că galben nu mai are nimic de făcut iarna, restul jucătorilor iară roată câte o acțiune până când toată lumea zice pas și iarna și atunci trecem la următorul anotimp. Deci tot așa, foarte important să țineți minte, acțiunea care o faceți este una și apoi următorul jucător și până toată lumea zice pas în acel anotimp. Deci eu dacă am zis pas vara, nu o să încep să fac toamna cât ei la jucător mai fac vara. Deci aștept până când toți jucătorii zic pas vara și atunci trecem la următorul anotimp împreună și tot așa. Bun, și cum spuneam, se joacă așa în continuare, până când un jucător ajunge la 20 de puncte, declanșează sfârșitul jocului, se joacă tot anul gata și după ce anul ia sfârșit în care s-a declanșat sfârșitul jocului, jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă. Acum, că ați văzut despre ce este vorba în viticultura, aștept întrebările și părerile voastre mai jos în comentarii. Din punctul meu de vedere, este un joc care transpune foarte bine tema care o reprezintă, și anume să conduceți o cramă. Și într-adevăr, cum ați văzut și la masă în joc, practic lucrurile se leagă și fac sens având în vedere că practic treceți prin acel flow în linii mari cu care se ocupă o cramă, și anume plantați struguri, strângeți strugurii, transformați în vin, vinul le dați pe comenzi și comenzile acelea vă vor da bani și sau venit și puncte. Deci flow-ul este foarte, foarte clar. Pe lângă asta aveți acele cărți de vizitatori care sunt destul de puternice, având în vedere că ele se pot juca în anotimpuri diferite, deci practic au niște direcții diferite în ele, dar poate să vă ajute foarte mult, având în vedere că efectele lor sunt clar mai puternice decât pur și simplu plasarea unui muncitor. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine cum jucați acele cărți, dar revenind la temă, practic și partea cu vizitatorii care vă ajută jucând cărțile este tematică, având în vedere că cred că majoritatea cramelor care există încearcă să mai aibă un anumit venit sau beneficiu prin a aduce diferiți vizitatori la ei să viziteze crama, să deguste vinurile, să se plimbe poate prin,
prin plantațiile de struguri și așa mai departe. Și toate acțiunile, ați văzut, sunt foarte tematice. Clar că jocul trebuie să fie câștigat cineva și de aceea este adus acele puncte de victorie care de fapt sunt reputații și practic cine este cel mai cunoscut sau are cea mai mare reputație la sfârșitul jocului câștigă jocul. Ce mi se pare interesant este, cum spuneam, are această mecanică de worker placement, plasează muncitor și fă o acțiune care este una foarte basic și foarte cunoscută în lumea jocurilor de societate și funcționează foarte bine și aici și se leagă foarte bine cu tema, fiindcă tu ții un muncitor, ți-l pui să-ți planteze struguri. Iei un muncitor, îl pui să îți transforme struguri în vin pe diferite părți sau pe diferite zone ale planșei pe care poți să plasezi muncitorii. Deci foarte, foarte tematic. În același timp, cum spuneam, avem partea de card play cu acei vizitatori care îi atragem, respectiv îi aducem la noi la cramă. Și mai este un element important discutând despre acele puncte de victorie care îl aduce jocul viticultură, așa nume aspectul de cursă. Fiindcă în multe Eurogames care, sau Eurogames care au mecanici asemănătoare cu viticultura, practic joci poate un anumit număr de runde sau până când se întâmplă anumite aspecte, să spunem, tematice și atunci practic jocul e a sfârșit. Dar aici intervine acel aspect de curse, fiindcă se declanșează sfârșitul jocului în momentul când cineva ajunge la un anumit număr de puncte, adică la 20 de puncte sau puncte de reputație. Deci, practic, de aceea, având în vedere că tu, practic, declanșezi ajungând la un număr de puncte, transformă jocul într-un joc de curse, fiindcă dacă trebuie să faci, de exemplu, când se termină un anumit pachet de cărți sau chestii astea, atunci punctele, practic, tu nu te grăbești. Sau nu ai neapărat un avantaj să termini acel pachet de cărți. Dar, având în vedere că declanșatorul sfârșitul jocului sunt punctele, din punctul meu de vedere, îi dă acest element de cursă, fiindcă trebuie să te gândești foarte bine, ok, ce cărți am în mână, cum stau cu livrările, cum stau cu strugurii, cum stau cu vinul. De ce? Fiindcă în momentul când declanșați sfârșitul jocului, mai ia sfârșit anul. Deci trebuie să vă calculați foarte bine când vreți să declanșați acel ultim an, având în vedere că s-ar putea cineva să vină din urmă și să aibă poate mai mulți struguri mai multe vinuri și mai multe cărți de comandă și poate să te depășească. Deci trebuie să te gândești foarte bine. Fugi repede și încerci să închei jocul înainte ca lumea poate să se pregătească pentru o tură mai puternică. Deci trebuie întotdeauna să iei în considerare chestia asta. Nu este doar fug, fac 20 de puncte și am câștigat instant. Nu, acesta este elementul extra interesant care practic nu este o cursă cum este una ca de obicei, fugi și primul care trece de finish a câștigat. Ci nu, acea cursă se termină după acel an. Adică tu, practic, ajungi la sfârșitul, declanșezi sfârșitul jocului și apoi toată lumea își mai termina anul. Deci există riscul tu să declanșezi sfârșitul jocului și altcineva să câștige, fiindcă la sfârșitul anului are mai multe puncte. Deci trebuie să te gândești foarte bine când vrei să declanșezi sfârșitul jocului, sau poate mai aștepți o tură, că mai poți să-ți folosești niște chestii și atunci să nu-ți mai fie frică că cineva te depășește. Deci foarte interesant și acest aspect de cursă și când, cum declanșezi sfârșitul jocului. Deci ăsta este un aspect din punctul meu de vedere interesant de luat în considerare și apoi sunt toate elementele acelea tematice cu vinul se face mai bun, crește valoarea, având în vedere că îmbătrânește, strugurii îmbătrânesc. Asta e puțin netematic, nu e chiar bine să lași strugurii să tot îmbătrânească, dar tot în ideea că crește valoarea. Apoi banii se folosesc pentru a angaja oameni, pentru a face diferite chestii cu vizitatorii și așa mai departe, depinde de abilități. Deci, iarăși, foarte, foarte tematic și acolo. Mergeți, luați comenzi ca să puteți să le livrați și așa mai departe. Deci, eu spun că este un joc care îmbină acele mecanici, este strategic, deci bați puțin capul să vezi exact cum vrei să faci, ce vrei să faci și, în același timp, poate să lege foarte bine, foarte bine tema jocului și să te facă chiar să te simți ca și cum ai conduce o anumită cramă, ai diferite clădiri care poți să le faci și asta este iarăși fain, nu prea poți, da, ideea jocului este cam încerci să livrezi acele, să-ți faci struguri, vin să livrezi. Deci, practic, acel flow este standard. Nu poți să deviezi foarte mult de la el pentru a te lupta, să spunem așa, la câștigarea jocului. Dar poți să mergi pe diferite chestii care îți dau puncte extra. Și anume mă refer la diferitele clădiri care tu ți le construiești la tine în cramă, care îți dau beneficii pentru diferite acțiuni care le faci. Deci, practic, acolo poți să jonglezi puțin cu strategia care îți dă punctele extra, care poate până la sfârșit îți va câștiga jocul. Deci foarte interesant acolo și cum îți plantezi vinurile pe cele trei câmpuri care le ai și așa mai departe. Deci
Mie mi se pare un joc care ne place foarte mult și transpune foarte bine tema, este ușor de explicat datorită flow-ului și datorită temei care îl are și că legăturile care sunt și logica care o are jocul. Deci dacă căutați un joc worker placement, hai să spunem așa, mediu, spre puțin ușor, mediu ușor așa, dacă căutați un joc de genul cu o temă care este producerea de și vinderea sau producerea de vine, să spunem așa, că conduceți o cramă, chiar recomand Viticultura. Asta, cum am spus, a fost despre jocul de bază Viticultura și ați văzut la masă și o să facem în zilele care urmează și la extensia Toscana, care și ea este localizată. Ok, cam atâta despre Viticultura. Acum, haideți să povestim puțin despre giveaway. Ce puteți câștiga în acest giveaway este o copie a jocului Viticultura, jocul de bază. Ce trebuie să faceți este să comentați aici la video mai jos în comentarii cu hashtag Viticultura și să răspundeți la întrebarea care este tipul vostru de vin preferat. Puteți o țineți simplu, să scrieți șampanie sau spumant, roze, roșu, alb sau așa mai departe, sau dacă vreți puteți să intrați și mai în detaliu, să dați nume de vinuri anume care vă plac, poate chiar struguri din care se făcute, deci aveți mână liberă. Deci tot ce trebuie să faceți, cum spuneam, hashtag Viticultura și să spuneți care tip de vin vă place vouă, sau dacă nu sunteți băuturi de vin, spuneți pur și simplu că nu sunteți băutori de vin, dar folosiți același hashtag. Puteți să comentați nu până duminica asta, adică nu până mâine, ci până peste două săptămâni duminică, când va avea loc extragerea. Da, aveți mai multe informații mai jos în descriere. Cam atâta. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. Nu uitați să dați un subscribe aici și un follow la pagina ProTiPlace pe Facebook. Să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în cadrul ProTiPlace. Mai jos și link către pagina de Patreon, dacă vreți să faceți parte din echipa de Patreon. Acolo veți diferite beneficii, aruncați o privire. Cam atâta, seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!